A plecat la pescuit, însă nu s-a mai întors. O familie din Brăila a fost anunțată de autorități că bărbatul de 64 de ani zace pe fundul unui canal de irigații aproape sec. Omul era așteptat seara de rude pentru a petrece împreună, însă bucuria a fost stinsă de cumplita veste. Trupul neînsuflețit a fost găsit în zona vadului Olangeriei, în cartierul Comorovca. Cunoașteți vecinul cu dumneavoastră? Nu, e, s-a undeva păsat mai încolo, nu pot să vă dau detalii prea. Dar ce fel de om? Pensionar. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz pentru a afla cu exactitate circumstanțele în care brăileanul și-a pierdut viața. O primă variantă a polițiștilor este că victima, care se deplasa pe bicicletă, s-a dezechilibrat și a căzut, lovindu-se la cap. Numai că lipseau uneltele de pescuit cu care bărbatul plecase de acasă. Anchetatorii iau în considerare și varianta unei tâlhării. Cazul a fost înregistrat drept moarte suspectă. Nu știu.